Jandarmii argeșeni din cadrul postului Montana Refu au intervenit pe DN7C în zona Piscul Negru pentru salvarea unui pui de urs de patru luni. Prin intermediul unui apel la numărul unic de urgență 112, jandarmii au fost alertați despre faptul că pe marginea șoselei se află un pui de urs care pare rănit și nu mișcă. După ce au ajuns la locul indicat, au identificat puiul de urs și au solicitat prezența paznicului de vânătoare și a unui reprezentant de SVSA Argeș pentru a analiza starea de sănătate a animalului. Întrucât s-a constatat că prezenta fracturi la picioarele din spate, cel mai probabil ca urmare a unei căzături de pe versant, a fost luată decizia ca puiul de urs să fie transportat la curtea de argeș, unde va fi predat reprezentanților gărzii de mediu pentru a fi îngrijit, iar când starea de sănătate îi va permite, acesta va fi redat mediului său natural.